conștientizarea depresiei cred că a fost după ce cât de cât depresia a trecut. Prima depresie care eu cât de cât am conștientizat-o, asta a fost cea postpartum după primul copil. Atunci când ca o mamă grijulie și ca soție și ca gospodină vrei să le faci pe toate, dar nu izbutești. Evident că atunci când afli că ești însărcinată și o să aduci pe lume un copil, mai mult sentimente și emoții din astea pozitive, de bucurie, de fericire. Deși pot să zic că aflarea de sarcină poate fi și invers, așa cum a fost la noi cu cel de-al doilea copil, cu cele două fetițe. Pentru că atunci când cea mare avea doar 9 luni, s-a primit că eu am rămas însărcinată cu al doilea copil, neplanificat. Acum sunt tare bucuroasă și ambii, adică cu soțul suntem tare bucuroși că avem două fete la o vârstă și la o distanță de vârstă atât de mică, dar atunci asta a fost foarte... foarte dureros și foarte greu, pentru că eu nu mai am început deja să ies la lucru. Am făcut un grafic, aveam două zile pe săptămână, eu aveam planuri, iată eu am să fac și asta deja, adică o să fac evenimentul ăsta. Aveam niște planuri grandioase, dar a fost așa o perioadă în care sumbră un pic. Și anume faptul că eu aveam în imaginația mea un tip de ce o să fie, da? Cum o să fie eu ca mămică, am să mă joc mult cu ele chestii, dar nu aveam în mine, iată, bucuria asta de a face, pentru că eu nu puteam să mă realizez pe plan profesional. Noi știm foarte mult la nivel de teorie cum trebuie să trecem din momentele astea, că iată, trebuie să te bucuri, pur și simplu că să te uiți pe geam și te bucuri. Dar e foarte greu să faci asta în momentul în care ești în perioada asta. Deci pentru că ești lipsit cumva de sens. Nu vrei să mănânci, nu vrei să te speli pe dinți, nu vrei să te pieptini, nu vrei să te schimbi de pijama 3 zile. Deci e că e un moment de asta de monotomie, lipsă de gust, de savoare. În pandemie am înțeles că asta mi se întâmplă pentru că nu am socializarea și nu sunt în centrul atenției așa cum sunt eu ca și coleric, ca și animator, ca și persoană de scenă, eu simt nevoia de a fi în lumina reflectoarelor, ca toată lumea să uită la mine, eu simt energia care vine de la ei, rezultat a ceea ce dau eu. Pentru că exact așa a fost când am rămas însărcinată cu al doilea copil. Eu am înțeles că nu o să am interacțiunea asta și nu o să ies în lume, pentru că nu o să pot să fac animații cu burtă. Și de acolo a început iată, perioada asta, deci nu s-a terminat postpartum după primul copil, că am aflat de sarcină de al doilea copil și asta a fost așa o bulă foarte mare în care am înotat 2 ani. Nu am apelat la psiholog, asta a fost prima dată când am mers la un psiholog acum în toamnă, deja cea mică 5 ani. Noi suntem așa că lăsăm lucrurile să treacă și lasă că și bine.